Salut! În episodul de astăzi vreau să vedem cum poți ajunge acasă cu o mașină a cărui motor se supraîncălzește. Motoarele se pot supraîncălzi din diferite motive, pe majoritatea dintre ele le-am acoperit într-un clip anterior. Vă las pe aici card. De cele mai multe ori, supraîncălzirea motorului apare în zilele de vară, cum sunt cele de acum, când temperaturile trec mult peste 30 de grade, iar dacă ai o mică problemă undeva la sistemul de răcire, s-ar putea ca motorul tău să se supraîncălzească. Dacă motorul s-a supraîncălzit și nu s-a produs niciun fel de down intern la garnitura de chiulasă sau la chiulasă, atunci tot ce trebuie să faci e să reușești să-l răcești, să-l aduci înapoi în jurul a 90 de grade și chiar sub. Și după ce l-ai răcit, dacă nu există o daună majoră, o să poți să mergi cu motorul în condiții normale până acasă. Important e doar să ai lichid de răcire și să vezi dacă îți funcționează corect termostatul sau ventilatorul de la radiator. Însă, ce te faci atunci când motorul continuă să se supraîncălzească și mai ai câțiva kilometri până acasă și totuși ai vrea să ajungi cu mașina acasă? Deși nu e indicat să mergi cu mașina mai departe, există anumite trucuri care te pot ajuta să ajungi la destinație cu mașina. Primul lucru pe care îl poți face e să dai căldura la maxim și să pornești ventilatorul dinăuntru la maxim. Înăuntru, în bord, este un radiator prin care trece lichid de răcire, iar tu, dacă dai căldura la maxim și pornești ventilatorul, o parte din acel lichid de răcire va fi răcit și va ajunge în motor. Astfel, se va reuși într-o oarecare măsură să se scadă temperatura din motor. Un alt lucru pe care îl poți face, însă lucrul ăsta se poate face doar după ce motorul s-a domolit un pic și nu mai este atât de multă presiune în instalație, e să scoți capacul. Dar atenție, încă o dată repet, doar după ce motorul s-a potolit și nu mai este atât de multă presiune, pentru că atunci când scoți capacul, risca o parte din lichidul de răcire fierbinte să iasă afară, să împroaște în sus și să te rănească. Practic, după ce ai scos capacul, dacă ai un bidon de apă, completezi cu apă, completezi până la maxim, nu mai pui capacul la loc și mergi cu mașina așa fără capac și din când în când mai ai grijă ca să te oprești și să mai torni niște lichid înapoi în vasul de expansiune sau în radiator, depinde de la mașină la mașină, astfel încât nivelul lichidului de răcire să nu scadă niciodată sub minim. Probabil o să trebuiască să faci chestia asta la fiecare kilometru sau la fiecare 2-3 kilometri, dar chestiile astea te pot ajuta să ajungi cu mașina care se supraîncălzește până acasă. Însă, repet, indicat ar fi să nu mergi mai departe pentru că ar putea să îi accentuezi pagubele deja existente. Ne vedem data viitoare!